Salutare! Bine am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, aici. Și din seara asta discutăm despre următorul capitol din cartea lui Ludwig von Mises, Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine. Capitolul numindu-se Inflația. Cartea în sine e bazat pe prelegerile pe care le-a ținut el în Buenos Aires în 1958. Înainte însă de a intra în capitol, am să vă rog jos sub video să apăsați butonul de like ca să ne face și nouă o plăcere. Ce aștept? L-ați apăsat odată? Hai că să putem să mergem mai departe. Tic-tac, tic-tac. Așa, lângă butonul de like găsiți un buton de subscribe dacă vreți să mai dați de noi pe YouTube, să mai aflați când mai punem ceva. Un clopoțel ca să vă notifice când vin live-urile astea. Nu e ca și cum nu le ținem în fiecare săptămână, cam pe la aceeași oră. Dar mă rog, poate aveți nevoie. În descriere jos o să găsiți locul unde puteți să citiți cartea gratis pe net, că așa sunt unii libertarieni, numai cu gândul la profit. Dar dacă vreți, în cel mai pur spirit voluntarist, să vă cumpărați totuși cartea, o să găsiți de unde și acest lucru. De asemenea, dacă toți suntem la bani, jos găsiți și un link de Patreon, unul de cripto, ales pentru noi, nu pentru carte. Dacă credeți că merităm. Ce este inflația? Am avut un episod cu un domn deputat despre cele două definiții ale inflației. Este mărirea cantității monetare sau creșterea generalizată a prețurilor? Și poziția asta e prima. Da, creșterea cantității de bani. Din societate. Cam singulară de definiția asta, definiția mainstream, deci când citești ziarul financiar, e a doua definiție, aia, creșterea prețurilor. Inclusiv Banca Națională a tuturor țărilor. Ia acest reper, are un coș de cumpărături, vede câte prețuri sunt la un kil de făină, un kil de nu știu ce. Iar Bitcoin e în aia? Parcă m-ai întrebat asta. Bitcoin în coșul ăla? Nu, domnule ferește. Că și cum ar fi drogurile acolo. De ce? Nu poate să-i pună TVA. Așa. Bitcoin plus TVA. Ei fac corelația asta. Nu atât a costat acum un an, atât costă acum, facem raportul și ne dă rata inflației. Da, Bitcoin dacă el crește, crește și coșul, nu? Dacă scade... Ideea, dacă e să o analizăm cuvântul inflație strict din punct de vedere lingvistic, da? Înseamnă că se umflă ceva, da? Asta înseamnă. Se umflă ceva. Ce se umflă? Ce se umflă? Păi, banca ți-ar zice că se umflă prețurile. Dar nu prea e... Cum poți să gândești treaba asta cel mai bine? Care e consecința de aici? Prețurile cresc? Da, asta acolo acolo vreau să ajung. Deci prețurile astea, dacă într-adevăr se umflă, ele de ce se umflă? Pentru că tendința e, uite, ce s-a întâmplat istoric. Istoric, de exemplu, și prin tehnologia... Exploda cantitatea de bun. Ce trebuia să ne așteptăm? Scadă prețul, nu? O portocală îți mai costă cât? Costă, nu știu, 300 de ani. Și cam asta a fost tendința. Acum întrebarea e de ce în ultimele luni a crescut prețul la o portocală. Ce s-a întâmplat? Da, și nu a crescut așa ușor neglijabil, da? Ci a... Deci... Dacă vreți să aveți o vedere pe termen așa mai grosolan al inflației, cred că avem un episod de vreo 2 ore și ceva în care am tratat, se numește, îl găsiți la noi pe canal, îl căutați, se numește episodul greu cu inflația. La ce, la Hazlitt? La Hazlitt, da. Când am discutat despre Hazlitt. Foarte ușor de găsit, episodul greu cu inflația. E greu pentru că, na, subiectul e într-adevăr greu, mai ales că există această divergență în definiții. Nu e greu, e doar stufos. Nu, ai divergența asta în definiții și e mai greu de... Mi se face o sinteză la un moment dat. El zice, domne, m-a ocupat toată viața, am scris cărți, am nu știu ce. El și când s-a căsătorit, i-a zis, dumneavoastră, eu teoretizez banii. Și am, știi? Sunt doar un teoretician.
Dar totuși, esența e că scade valoarea, legea ofertei. Crește cantitatea din ceva la aceeași cerere, scade puterea de cumpărare, scade valoarea banilor. Asta e esența ce vreau să transmit. Școala austriacă e anti-inflaționist. Și dacă vreți să vedeți și cum am prevăzut că aproape că se dublează prețurile față de 2021, cred că eram în 21, nu, eram în 22? Cred că eram pe la începutul 22, dar vorbeam de 21, da? O să vedeți acolo sus un mic videoclip în care vorbim despre inflație. Da, ce este, cum e și mai ales cât va fi. Că nu se discuta despre chestia asta atunci. Cât va fi? Și dacă vi se pare că prețurile, unele dintre ele, s-au dublat față de 2020, să spunem, dacă chiar vi se pare că s-au dublat, e, să vedeți cum povesteam noi în urmă cu un an și ceva, că se vor dubla. Și de ce se vor dubla? Și acolo discutăm și de anumită cauză. Dar acum, că vorbeam care e cauza pentru care se umflă prețurile, e legea cererii și a ofertei, de care a vorbit și Costel Adineaur, da? Și în felul ăsta începe și Mises capitolul. Zice, domne, caviarul, îl știți, da? E scump, e al dracului de scump. Unii da? Îl știu, doar dacă teoretic. Dacă oferta de caviar ar fi abundentă, ar mai fi el atât de scump? Dacă găsești caviar pe toate străzile, da? Ar mai fi caviarul atât de scump? Ia răspundeți voi la întrebarea asta. Nu, e gratis. Poți să ajungi în situația în care să plătiți să le știi. E atât de... E mai abundent ca aerul să... Exact. Bun. Și atunci... Banu. Hai, ia și privește în oglindă. Asta e partea care e grea. Da? Că tu ești obișnuit să măsori valoarea în bani, prețurile, ești obișnuit să măsori prețurile în bani, în loc să măsori totul în puterea de cumpărare a banului. Da? Ce înseamnă să măsori totul în puterea de cumpărare a banilor? Păi gândește-te, uite, gândește așa. Aveai 100 de lei. Da? Sau hai să zicem altfel, aveai 10 lei. Aveai 10 lei în 2020, nu întâmplător alegem 2020, apropo de inflația care ne doare pe noi acum. Aveai 10 lei în 2020, câte sticle de cola de 2 litri îți luai de 10 lei? Luai 2? Dacă te duceai la Metro sau la Lidl, luai 2. Da. Era 5 lei. Era aproape 5 lei. Sau cu eu una. Și acum cât e o cola de 2 litri? Dacă ai reduce... Și cu cât reducere. E? De la 4 lei și ce ceva, zi? Acum e 8 lei și ceva. E aproape dublu. Ia. Deci asta tehnic ar fi inflație 100%. Nu, cât e declarată... Nu, nu este. Este o creștere a prețurilor de 100%. Dar surpriză, creșterea masei monetare în pandemie a fost tot cam de 100%. Chiar a fost și în România? Da. Da. Mai subvențiile, gândește că unii erau plătiți pur și simplu să stea acasă. Deci, despăgubirile alea de... Despăgubiri la Horeca, la birocrați, care profesori, care lucrau de acasă. Ei, o grămă de chestii. Și dacă înainte vorbeam de faptul că valoarea produselor tu ești obișnuit să o măsori în prețuri, tot așa, cum am explicat adineori, valoarea banului se măsoară în puterea de cumpărare. Da? Dacă oferta de bani crește, scade valoarea banului, așa cum scade și valoarea caviarului. Da? Ce înseamnă că scade valoarea caviarului? Scade prețul caviarului. Ce înseamnă că scade valoarea banului? Scade puterea de cumpărare. Da? Prin stai, urmare... Stai o secundă. Ca să fie tot cu prețul, e prețul banului în bunuri. Da, dar încercam să nu o fac foarte grea. Am discutat podcastul trecut de controlul prețurilor și Mises acolo zicea acest control apărea după niște inflații. Deci sunt oarecum legate capitolele astea. Deci făcuse răia tipărisă. Răbanea era neștire. După aia, domnule, hai să le controlăm cum.
Rădnechita sau nu știu ce zicea. Da, Rădnechita. Dom'le, e iluzie că poți controla. Nu poți controla prețul, te știi, expresie nefericită. Dar la inflație, na, ăsta e mesajul austriac și destul de nepopular, deși el e clar, e intuitiv și ai mai mult din ceva, scade prețul, scade puterea de cumpărare în bani. Asta e. Mai este o expresie pe care mi-a zis, vrea să o clarifici. Nivelul prețurilor. Nu există niciun nivel al prețurilor. Ca și cum ai zice că într-un recipient ai un nivel al apei, când acesta crește, adică nivelul apei crește, spui că dumneavoastră a crescut toate prețurile, știi? Crescut nivelul prețurilor. Dar de fapt, ai 1001 de produse și servicii și prețurile cresc când la un produs, când la un serviciu, la un alt poate scade și așa mai departe. Nu, cred că... Poți să ai o medie. Cred că ai... care cred că e nu poți să spui lui? Nivelul. Condiții, da, nu poți să spui nivelul, dar Mises face explicația aia, are legătură cu una dintre particularitățile inflației pe care o să o discutăm un pic mai încolo. E vorba de felul în care se absorbe noua monedă în prețuri. Da. Dar toate cresc. În condițiile de inflație, cam toate ar trebui să crească. Da, da, da. Păi, asta e consecința, de fapt. Dar eu ce mă gândeam, Gabi, că tu ca antreprenor... Dar nu toate o să crească la fel. Asta tu e ca antreprenor, tu vin șosete. În același timp. Tu nu te gândești tu la nivelul mediu. La prețul mediu când vin șosete. Te gândești la cele trei chestii care... La ață, la nu știu ce... La materiale, știi de ce... Cam asta cred că era pointul lui Mises. Mai ce medii în cap. Tu te gândești la fix la cele câteva variabile relevante. Deci de-aia nu ne ajută media, știi? Tu când investești într-o țară, stai să văd care e PIB-ul României. Păi poate să fie și varză, dacă ei au cerere de portocale, tu investești acolo. Deci, te ajută agregatul ăla, tu ești sectorial. Explică așa cum am descris și la Hazlitt, că practic ai niște categorii de oameni, aia care sunt lângă robinetul de bani, ca să folosim termeni ăștia. Nu, ăia care sunt imediat necesari, dă-i exemplu de industrie militară. Începe un război, printăm niște bani, ăia care sunt în industria militară sunt primii. Beneficiază, ei văd, curg banii grămadă. Ăia imediat lângă, cu chestii adiacente, restaurantul de lângă fabrica de armată. Și sunt alții care n-au de-a face cu chestiile astea, între timp prețurile cresc, dar ei n-au venituri crescute. Și, mă rog, nu știu dacă că... prea rapid, aduc vorba de ai putea să investi pe oameni să zici, cum ați văzut că au crescut niște prețuri? Creșteți și voi, cereți mai mulți bani pe bunuri, pe muncă, pe care ar fi așa o formă de indexare personală. Problema cu indexarea e că nu e doar urmează din urmă. Da, cred că nici nu poate să-ți mai dea dacă s-au dus. Bine, cred că de ce e importantă chestia asta? Uite, noi vorbim de inflație, a scăzut prețul banului. Dom'le, e o chestie rea inflația asta sau e o chestie bună? Teza lui. Zic că o chestie rea pentru, în general. Dar cum spunea Alexandru, uite, primele valuri, deci ideea e că nu ne cresc banii în, deci avem toți banii pe care și cresc simultan. E metafora elicopterului. Ne cresc banii simultan și nu e ceva secvențial. Ori în lumea reală avem o chestie secvențială. Banii ajung la aia din apărare sau depinde ce face statul ăla. Investește în educație sau nu știu ce. Apoi ajung la următorii. Ai un hipermarket care vinde ălora, valul 2, știi, valul 3. La ultimii, când ajung banii, s-a ales praful. Ăștia, salariile cresc mai încet decât... Viteza de creștere a salariilor este mai mică decât viteza de prop. El, de exemplu, dascălilor... Și el are o ambiguitate când zice, s-a mai rezolvat problema cu dascălii. Mai rău m-a derutat asta. Dom'le, păi dascălii nu sunt la stat, sunt și primii, știi, dar... Nu erau. Atunci, unde știu, 58 e în Statele Unite. Care vede și mai erau, în urmă. Da. E, deci ideea și apropo, eu am mai dat... exemplul ăsta pe care l-ai dat tu, Alex, că atunci când vezi că vine inflația, începi să miroși inflație, crești și tu prețurile preventiv. Dar nu-ți cumpără nimeni. Dar asta e problema, că dacă tu nu ești în valul în care trebuie să fii cu prețurile respective, e tot o creștere artificială și de fapt te bați singur în cofă, că clienții la clienții tăi n-a ajuns valul de bani încă.
Da, 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 dacă vezi point. Că au cam crescut peste tot, e clar că sfârșitul... Da. Adică da, îți permiți, da. Asta vreau să zic. Depinde, e tot un pariu. E tot un pariu, să știi. Adică dar nu e mai mare probabilitate. Mai mare probabilitate. Da. Da. Și Mises cu ce începe aici, zice, ia să ne uităm noi în istorie. În secolul al XVI-lea, atunci când mult aur și-a făcut drumul din... că mai țineți minte, banii odată erau bazați pe aur. Nu știu dacă ați învățat asta la școală vreodată. Când mult aur și-a găsit drum din America Latină și Centro America către Europa, în galeoanele franțuzești și spaniole, dintr-o dată s-a observat o creștere generalizată a prețurilor în țările respective care au înghițit acest aur. Dintr-o dată, așa, inexplicabilă și peste noapte. De ce? Răspunsul este pentru că mai mulți bani se băteau pe aceeași cană. Mai mulți bani apăruți artificial peste noapte, dacă acele galeoane, acele nave, corăbii, au intrat în port peste noapte, într-o noapte, dintr-o dată. Ideea e că e dintr-o dată. Da? E, dintr-o dată, mai mulți bani au început să alerge după aceeași cantitate de bunuri și servicii de pe piață. Și legea cererii și ofertei a spus: avem cerere mai mare. Auzi, dar putem să creștem preț. Valii, ăia la început nu cumpărau mai mult, ăia cu vase? Ăia de pe vas? Când au venit prima oară, prin port, piața nu așa urmă. Da. A, în port. Mă, nu. Și să spun de ce nu. Pentru că cea mai mare parte a averii pe care o cărau ei acolo era pentru visteria regelui. Deci nu se atingeau de ea. Exact. A, dar regele atunci, da. Da, regele dintr-o dată a început să facă șmecherii, da. Uite că poți să scapi de inflație, pentru că ca guvern zici, inflația e cel mai rău, cel mai mare rău posibil pentru țărișoara mea, nu voi tipări niciun ban, însă vreau să fac un spital, vreau să cresc pensiile, vreau să fac ceva bine pentru locuitorii acestei țări. Și singura posibilitate pe care o are dacă nu vrea să tipărească bani este să taxeze mai mult. Și atunci te substitui tu ca stat preferințelor consumatorilor din țara ta și spui: dragi, drag popor, dați-mi X bani, voi face acest spital, voi veți avea mai puțin cu X bani, deci veți consuma mai puțin pe ce vreați voi. Da? Haine, încălțăminte, școală, nu știu ce, avem spitalul. Pentru că exemplul ăsta leg mai ales de cei care acum, la ora actuală, dau vina pe inflație, pe războiul din Ucraina și embargoul impus de UE produselor petroliere și gazului rusesc. Dom'le, din cauza rușilor avem problema asta cu inflația și dacă la fel ca și guvernul acesta care nu vrea să facă inflație, dacă am fi păstrat masa monetară la fel ca înaintea războiului și n-am fi umblat deloc la ea, aveam, să zicem, un preț dublu, triplu la benzină, ce făceai tu? Dom'le, ai același salariu, o să dai mai puțin bani pe benzină, da? Și îți schimbi obiceiurile de consum. Nu mai merg de atâtea ori, da? Cumpăr mai puțină pâine dacă chiar vreau să merg cu mașina respectivă, fac ceva și prețurile creșteau doar pe anumită categorie de produse. Temporar. Da. Restul scădeau. Pentru că nu mai aveai bani care să-ți cumperi, să zicem, nu știu, să dai bilet, să mergi la teatru sau la cinema. Nu mai era o cerere pentru acele servicii, atunci aia scădeau prețul. Punctul... Da, deci asta e... Scuze, două secunde, da. Că vreau să întăresc ideea asta un pic, că am mai auzit-o și merită. Deci e multă lume care a dat vina pentru inflație, pe război, inclusiv atunci. Și mă luam de paragrafe cu toți la vremea respectivă, care când începuseră să debiteze prostii din astea, le spuneam: uite la indicele prețurilor, dacă tu în indicele prețurilor măsori, uite la indicele prețurilor, era deja în creștere
cu luni de zile înaintea războiului din Ucraina, înainte să se declanșeze războiul, înainte să măcar să-i pișe ideea de embargo vreunuia. Da? Era cu luni de zile. Nu, că a venit războiul și a crescut prețul la gaze și la... Astăzi sunt mai ieftine decât atunci. De ce totul e mai scump? Azi sunt mai ieftine. Azi prețul la gaze, da, criza din energie, prețul la gaze este mai jos decât era înainte de a începe războiul rușilor. De 9 noiembrie astăzi, 2023. Poate când se difuzează, când se uită lumea... De ce e cola de 2 ori mai scumpă? E foarte bun argumentul lui Vali, că uite și ieri vedeam pe cineva pe Twitter. Nu, că tot asta cu și eu crescut. Da, întrebarea e de ce. Da. Poate avea și argumentul... Stai puțin, cum aș apăra... S-au așteptat să vină război și așa au crescut. Dar tot nu poți să răspund. Nu s-a așteptat nici dracu, că noi comparăm cu 2020. Și oricum, deci... Să zic că inflația creștea cu luni înainte. A, nu, s-a așteptat și atunci, vreau să zic. Inflația, da. Inflația, peste tot în lume, da, crește de 10 de ani. Deci nu e ceva. Da, băncile centrale au numai la tintă de inflație de 2%. Deci, lumea își dorește, se așteaptă la o inflație mică, într-adevăr, dar se așteaptă la inflație. Deci inflația există totdeauna. Adică eu afirmat explicit de BNR-urile din lume, nu? Da, da, da. Deci... Ne au zis libertarienii că... Da, apropo de... De ce zicea Gabi? De ce argumentul? Mises e că e mai populară inflația. Uite, dacă Ciolacu venea cu creștem taxele, dublăm taxele. Da, era greu de înghițit. În timp ce Pipaneța e... Da, e mai ușor. Poate că s-a putut, știi, n-ai avut... Măcelul și... Este doar... o amânare a momentului când trebuie să achiți factura, să zicem, a creșterii pensiilor sau a spitalului. Pare să aibă dreptate Mize, sau mă rog. Argumentul ăsta liberal că e mai digerabil inflația. Da, într-adevăr. E mai digerabil pentru că ceva... nu se vede. Nu da. Sunt momentul în care ea se declanșează. E o... Momentul în care, în care trece legea de creștere a taxelor, vezi că mai știe lumea de el, mai află de el, mai împinge înapoi, mai zice, bă, nu-i cam mult? Pe când ăsta altul este un telefon între guvern, că spune și Mises aici, da, între guvern și Banca Centrală. Sau între guvern și Fed, sau ceva de genul ăsta. Adică ăla nu e la... Aceste decizii nu sunt publice. De multe ori există povestea asta că Banca Centrală e independentă și nu primește telefoane de la guvern, de la stat. Fake news. Sau chiar ar trebui, știi? Chiar, uite, mulți ONG-și când scriu policy-uri și astea. Deci o chestie care apare e asta cu trebuie să fie independent, agenția de energie sau iau orice, da. Trebuie să fie independent. Ce înseamnă că e independent? Devin politicieni. Se merge pe drumul sigur al științei și ai niște experți și aia. Aveți cu BNR. De asta sunt aia numiți politic. De asta există. Sunt validați de comisii parlamentare pentru că nu intervin politicienii. Eu când făceam mișto de ONG-ști, ce înseamnă să scriu o policy europeană? Să zicem, scrii pe sănătate. E niște indicatori. Vezi pe unde sunt, e aceiași indicatori din România, asta e partea de diagnoză. Sugestia de policy e ca și noi, indicatorii noștri, să atingă media europeană. Și asta era una din, dacă știi chestia asta, e milionar. În fondul european. Și a doua e asta cu independența. Uite, pe asta o omiteam să o spun, știi? Trebuie să fie, BNR-ul trebuie să fie independent. Nu știu cine, ce mai avem. Trebuie să fie independent. Poate trebuie să se instituie o agenție națională de reglementare a calității serviciilor în sănătate care să fie independentă. Cred că este, s-a zis. Cred că și avem, nu trebuie să ai ceva. Agenția medica. Da, acolo sunt împărțite. Agenția medicamentului, agenția... Nu știu. Nu, și... Și dacă ar fi independent, statul zice... Măi, bancă centrală, mie îmi trebuie niște bani, vreau să împrumut de la tine.
Banca Centrală zice sigur că o da, poftim. Cum? De unde are banii aia? Păi îi face. De ce? Pentru că, mă rog, e permis. Cum e permis? Politic. Aha. Da, da, sunt independente. Sau uite, dacă facem analiza pe termeni ăștia, păi dacă băncile sunt independente, Banca Centrală e independent, atunci și indivizii ar trebui să fie independenți de aceste instituții. E echitate și egalitate mare. Și cum ar fi un individ independent față de asemenea instituții financiar-bancare? Păi ar putea să folosească ce bani vrea el. Să producă. Să și producă, să producă eventual. Dacă tu vrei să faci niște bani, Alexandru Ioni, faci. Da. Nu are nicio treabă. Că poate nu așa, îi folosește așa lumea. Așa reușește cartelul ăsta, știi? Se aduce argumentul ăsta la piața liberă. Dom'le, că e un cartel, nu știu ce. Răspunsul libertarianii că se sparge cartelul la capar, noi jucători. La prețul la ridicat. Când vorbim de un cartel de stat, ăsta de ce nu-l spargi? Pentru că nu-ți dă voie să intri. Dacă eu cu Vali vrem să facem niște bani, nu ne dă voie. Păi, să vine poliția, bă, cap. De-aia nu poți folosi același argument ca la piața liberă. Nu te lasă, ăsta e răspuns. În timp ce dincolo pe piața liberă aveam 5 jucători mari la sucuri, de-aia eu cu Vali să facem un suc. Nu aveam nimeni nicio treabă. Ai putea să zici că pe undeva doar, deci oameni care se uită doar la un nivel, ai putea să zici cum poți să-ți faci monede de-astea cripto și faceți schimburi între voi cât vreți. Ok. Dar în momentul în care vrei să ieși din această gospodărie, apropo de protecționism, ei se protejează de tine și zic nu, aici pe acest teritoriu noi ne-am instituit acest monopol, trebuie să se facă plăți în lei, să le declarați, contabilitate, etc. N-ai voie. Deci piața liberă înseamnă da. Plătim în ce vrem și ce ne înțelegem. Da. Dacă vreau să plătesc cu Bitcoin, plătesc cu Bitcoin. E, și Mises alege fix exemplul ăsta cu spitalul. Tocmai ca să nu vrem spitale, nu catedrale. Tocmai ca să zic că, uite, aleg un ca lucru să nu foarte bun. Un lucru foarte bun, da? Și o să presupun că se poate și mai bine decât spitalul, da? Statul să cheltuie acești bani în cele mai nobile scopuri pe care ți le imaginezi. Problema cu inflația nu vine de la felul în care să cheltuiesc banii. Vine de la felul în care se produc. Asta e numai scurt, că era completare la ce zicea Gabi mai devreme. De ce vă zicea Mises? Că dacă nu crești masa de bani și doar taxezi în țară, unii oameni o să aibă mai puțin bani că au fost taxați și alții o să aibă mai mulți bani. Dar banii pe aici rămân aceiași și de-aia taxarea nu face inflație. Da, n-ai efectul ăla. N-ai efectul. În timp ce din cu acel ai și e pervers, știi, e... Și motivul pentru care s-a preferat inflația a fost că seamănă puțin cu reținerea la sursă. Da? E argumentul ăla vechi și de demult al libertarienilor în care spunem că dacă tu, angajat fiind, ar trebui să te duci să plătești la fisc lună de lună câte taxe datorezi, deci să-ți dea ție tot salariul, care apropo ar fi aproape dublu, să-ți dea ție tot salariul în mână, da? Care apropo ar fi aproape dublu, și să dai tu jumătate din el la fisc în fiecare lună. Să te duci acolo la bancă și să faci ordinul de plată către fisc lună de lună. Sau odată la 3 luni, ca să și adune, să fie semnificativ. Să duci un diamantan de bani, da. În loc să-ți iei casă, să-ți iei... Dacă bună ar fi așa, da? Mai multă lume ar fi conștient de faptul că taxarea e furt. Da, pentru că trebuie să se rețin la sursă, tu neintrând niciodată în posesia acelor bani, în posesie, deși proprietar ești pe ei, neintră niciodată în posesie, zici, ce mi-a fost, în cazul ăsta e, ce mi-e 100, ce mi-e 1000, dacă tot nu e mână la mine. În cazul ăsta e efectiv, pe definiție, furt, că nici nu vezi când se întâmplă. Vezi, mulți stau cu ochii închiși. Dacă e și o dublă măsură, știi, că zic socialiști, al dracu patronul ăla, în loc să-i dea, nu știu, 25 de milioane, îi dă 23. Al dracu are, îi place așa de mult și zahărul din ce ai ți l-ar lua. Păi de statul ți-a ia dublu. Deci lucrătoarea din textil lua 40 de milioane, știi?
Da, asta e. Patronul, de deci fapt, îi dă 40 de milioane, da? Dar statul ia restul, ia diferența. Deci tu turbezi că nu i-a mai dat un milion în plus, ce nenorociți sunt, dar faptul că statul ia jumate, știi? Păi da, de-i dă alea gratis. Ok. Bun, asta e un lucru la care poate Mises n-ar fi fost de acord, adică nu mi se pare că a ajuns să spună că taxarea e furt pe nicăieri, dar este. I-a luat ușor. Exact, i-a luat ușor. E, ține de spiritul lui Mises. Poate de-aia și-a avut un succes mai mare. El are stilul, ca să zic așa, iar dacă el se dă utilitarist... Are spiritul ăsta antistat, anti-autoritate, anti... Statul e agresiune, știi, adică e există chestia asta. E, și istoric vorbind, mai amintește Mises că, domne, nu s-a descurcat lumea întâi cu inflația așa cum, adică n-a înțeles-o, conceptul de a înțelege inflația ca fiind legat de mărirea masei monetare e relativ nou în istorie, adică ăia din secolul XVI, da, când au venit cu aurul, nici n-au știut ce i-a lovit, adică nu... A fost poate prima oară în, în istoria lumii când s-a întâmplat așa ceva. Cred că scolastic încep. Sau poate și mai jos să teoretizeze creșterea cantității nivelă. Aia din Imperiul Roman, aia din Imperiul Roman, iarăși tot așa, aveau teoretic inflații, că făceau devalorizarea monedei. Nu știu dacă și prin Aristotel nu găsești. Uiți. Adică e să fie conștient, știi? Nu cred că de efectul economic, nu cred că... Da, că prindeau, da. Tot așa, i-a luat ca din oală, n-au înțeles de la ce era vorba. Adică nu înțelegeau de ce, când ei cereau taxele în argint și dădeau banii în cupru, de ce se răzvrătea lumea. Și dovadă, a căzut tot imperiul în cap. Mai face el referire tot așa la Revoluția franceză, la faptul că, adică ideea e că și inflația asta poate să se termine la un moment dat când sărăcești lumea prea tare și atunci să termine și cu guvernarea ta și a familiei tale și tot ce mai vrei de acolo. Adică vin oamenii cu coasele și zic gata, ajunge. Dar lasă că ajunge. Exemplul ăsta din hiperinflația din Weimar, când o chestie costa, stai, care era plaja de timp? 4 ani sau 5 ani? Parcă nu mai știu. În incredibil de puține ani, nu. Dintre 19 și 23 sau o chestie de asta. 1900. Mă rog, ideea e că, în puține ani, de la 4 mărci ajunsese la 4 miliarde de mărci. Același lucru. Și ideea foarte haioasă este că oamenii de multe ori zic... 9 ani, între 14 și 23. Ah, ok. Deci i-a luat mai ușor. Mi-a plăcut aia că venea nevastă sa la... Îi dă alea de înainte, de dimineața. Da, și se ducea repede să cumpere ceva. Piață, se dubla. Și... Deci până ajungi, mărarul era... Și ideea interesantă era asta că... Apropo de asta, și s-a luat în discuție și acum cu fenomenul ăsta inflaționar din Germania. Deci nemții de atunci au îndurat pentru că pur și simplu nu și-au imaginat, au zis, domne, se oprește. Guvernanții sunt totuși oameni cu cap. Nu o să lase situația să scape de sub control. Dar ce mi se pare interesant e că oamenii se gândesc, mă, exact ce zici tu, se oprește la un moment dat. Deci, mă, scade dacă. Cât o să scadă? Păi când oamenii au văzut că a scăzut de la ceva, să zicem 100%, la praf, efectiv praf. Adică practic e ca și cum ai avea mâncare și ca în filmele alea de groază, să transformă în praf lucrul ăla. Deci pe ce program atunci pari la Weimar? Bănă tot. Pe programe sociale. Pensii... Asistențe. Mă rog, mai era și datoria către francezi. Datoria de război, da. Păi. Mises, nu discută aici explicația alternativă aia cu lăcomia care apare obsesiv. Păi nu discută că Cora deveni mai lacomă în ultimii. E foarte, foarte greu să vinzi lăcomia în contextul Republicii de la Weimar. Deci acolo, cine era lacom? Patronii.
Păi nu erau, asta e că nu erau. N-aveai patron, n-aveai mediu privat deloc. Da, și ei au suferit. Nu ei erau, adică ai acest moment istoric în care se întâmplă chestia asta, da? Se tipăresc bani cu nemiluita. Te tipăresc bani cu nemiluita. Da, și Maduro. Nu, eu vorbesc de explicația socialistă. Și Maduro, cred că... Explicația socialistă e că nu discută. Să-i ajungem pe aia. Dușmanii. Nu, dar dușmanii. Nu discută. Explicația socialistă o să spună, păi, dar erau datorii de război, erau alte chestii. Uite, ai putea să... Și la criză a fost argumentul ăsta. Lăcomia. A crescut. Eu nu cred că a patronii fost lăcomia și de ce zic că poți să le iei apărarea la că n-a fost lăcomia, adică pe care logică. Deci ai putea să-ți imaginezi că în Weimar aveau de plătit o datorie și au printat în neștire și poate nu era nevoie de atâta, dar mă rog. Imaginează-ți că Ceaușescu la noi, care a vrut să plătească datoria, nu oprea fizic chestii, practic a taxat fizic. Și printa bani. Și cine a dus-o bine la noi în timpul plății datoriei românești? Păi o clică minusculă. Și atunci, practic, și în Weimar, cred că era o clică minusculă care era prima la robinet. Și, mă rog. Transferul la efectul cantion, că ăsta e. Da. Ăsta e trucul la inflație. Ăia care sunt primii, dacă tu ești tipe cine trebuie, ajung banii la tine și n-ați cumpere lucruri. Da, zice, fi deștept, ia niște credite mari acum și după aia tu le plătești cu banii de țigări. Vreau să zic că la lăcomie, argumentul despre lăcomie îl auzi după aia. Despre Germania anilor. Despre Germania anilor 20 auzi consumerism, party hard și așa. Dar e după momentul în care s-a prăbușit marca complet. Adică The Roaring Twenties au început după revirimentul economic din Germania. Și nu înainte. Deci, mai încoace o chestie de ani. Ei zic că lăcomia ți-a prăbușit, ți-a adus criza din 33. Nu nici măcar pe aia, din 28. Nu, dar revine. Despre aia nu vorbesc. Aia n-a rezolvat-o guvernul, s-a rezolvat singură. Despre aia socialiștii nu discută. Așa, cred că pur și simplu nu discută despre asta. O să spună de datorile de război, de națiunile imperialiste, de alte trăznăi. Nu știu cât mă înșelă impresia mea că populiștii sunt mai sensibili la argumentele astea anti-inflație. Așa și suverani. De la noi, de afară, nu știu. Mai sensibil decât globaliști. Dacă împărțim mai da. Poți să o întorci, pentru că dacă ei se apucă de niște fac la fel. Proiecte fanfaraonice, de exemplu, da, să zicem, vrem să facem autostrăzi, să facem spitale, școli, tot felul de chestii, și nu vă taxăm, dar ne împrumutăm în dragi, și pentru că există comaș, nu știu, pune pe oameni la muncă, cum a făcut la recomandarea lui Keynes și FDR-ul în America. Roosevelt, nu? Da. Deci, inflație, tot la inflație ajunge. Este același argument. Același argument. Diferențele apar pe palier. Deci noi ce vrem să subliniem este pentru a multa oară că nu e nicio magie, nu e nicio filozofie, doar ăștia care vor să tragă sforile spun povești diferite și noi limpezim că uite, sunt aceleași chestii, sunt aceleași argumente. Pare, păi vă învârtiți în cerc. Păi nu, că doar descriem cercul pe care îl fac ei și vi se pare că o fi vreo grădină. Diferă doar produsele. Simeon îți face tatuajul Avram Iancu. Nu știu ce îți face un este ecologică, nu știu, cantine ecologică. Dar mecanismul e printat-o banilor. E, și unul dintre lucrurile pe care se petrece atunci când lumea înțelege că inflația nu se termină. Deci, discuția este în felul următor. Atunci, atâta vreme cât inflația, cât populația are senzația că inflația se termină. Și aici mă refer la faptul că populația chiar se gândește la creșterea prețurilor, dar de fapt e vorba de mărirea masei monetare.
Și atenție, mărirea masei monetare, că noi despre asta vorbim, de fapt, atunci când spunem ce se umflă, se umflă masa monetară. Da? Sunt mai multe metode prin care se umflă masa monetară. Una dintre ele este, de ce am vorbit până acum, tipărirea de bani, dar mai sunt și altele. De exemplu, inflația asta din Germania post primul interbelică, da? Ei săracii după primul credeau că e postbelică. A pornit de la împrumuturi. N-a pornit de la altceva. Guvernul s-a împrumutat. Împrumuturi ieftine. Mai țineți minte în pandemie, da, ce era unul pe la Palatul Victoria, da, care se dădea super man, da, că se luptă cu teroriștii, da? Am și uitat de... Așa. Mai țineți minte ce victorie mare a avut ești, domne, România s-a împrumutat cel mai ieftin. În pandemia asta deja am primit niște împrumuturi. Asta era victoria lui. Dom'le, am primit niște împrumuturi ieftine. Aha, deci o să avem inflație. Ieftine. Deci o să avem inflație. Deci am avut inflație. Ieftine. Revenind la ideea asta, că e o chestie pe care mi-am dat-o seama recent... Când discutam cu cineva, noi nici măcar nu ne dăm seama cât de mult este distorsionată realitatea noastră de faptul că noi trăim pe datorie. O foarte mare parte din realitatea noastră este direct cauzată de faptul că guvernele se împrumută. Poate chiar într-o anumită măsură, poate chiar și o parte din abundența pe care o avem în jurul nostru vine de la faptul că guvernele se împrumută. Dar uite ce zice Mises aici. Zice că acest lucru, sistemul acesta minunat, cum îl caracterizează guvernul și oamenii care cred în el, suferă de o slăbiciune fundamentală. Nu poate să dureze. El deja durează de foarte, foarte mult timp. Au crezut odată libertarienii monet care prevăd sfârșitul acestui sistem că vine cu crahul din 2009, cu Global Financial Crisis. N-a venit. N-a venit în mare parte pentru că guvernul SUA a tipărit o grămadă de bani și a sărăcit toată planeta. Da? Dar nu pe loc. În timp. Când iau umplu găurile din fonduri și din bănci. Dar dacă mai vine una, nu știu dacă planeta va mai fi dispusă să mai fie sărăcită încă o dată. Adică dacă mai vine în următorii 50 de ani. Oamenii cred că se așteaptă să fie ca o furtună. Deci uite că o duce în rău, bă, dar nu poate să dureze. Viața te învață că la un moment dat se oprește chestia aia. Culmea face ca să încercăm să facem o asemănare. Deci când lumea se gândește, o să se oprească inflația și, nu știu, prețurile eventual o să revină la nivelul. Deci nu mai ajunge pensioara sau chestii de-astea. Nu-ți mai ajunge. Deci oamenii își imaginează că se face frig, dar lasă că iese și soarele. Nu, rămâne frig. Deci e incredibil. Da, dar mi se pare că și aici, uite, aceeași discuție că la intervenționism ai grade de, într-un fel tipărește Venezuela, într-un fel... A, bine, ai moduri creative. Într-un fel România, știi să zicem. Adică oamenii mai pun... Evite și pe inflația asta, bănătării. General mai optimist. E aceeași chestie ca la intervenționism, ai niște chestii punctuale, știi? Da, niște intervenții... Ideea e... La fel și la hiperinflație, nu te duci ca nesimțit, tu știi să... Ideea e că nu e doar atât, că asta este și ce spune Mises, că tu poți să ai hiperinflație și să nu ai neapărat criză, atâta vreme cât oamenii încă mai cred că cât oamenii încă mai cred că ea se termină. Uh-huh. Mises spune că în clipa în care oamenii înțeleg că nu se termină, da, ei își modifică comportamentul. Își modifică comportamentul de a cumpăra. Care ce înseamnă comportamentul? Înseamnă să scapi de bani. Da? Într-o economie cât de cât
sănătoasă sau despre care măcar oamenii, majoritatea consumatorilor au senzația că ea este sănătoasă, ții de bani. De ce? Pentru că banul este, teoretic, conform definițiilor, bunul cel mai lichid, cel mai dorit și cel mai lichid. Store of value. Toată lumea și-l dorește, prin urmare, poate fi transformat în altceva oricând, pentru că toată lumea și-l dorește. Da? În clipa în care lumea nu mai are încredere în bani, da? Ei caută să scape de ei. De ce? Pentru că așa cum era în Germania de la Weimar, de dimineață până seara își pierdeau 50% din valoare. Și atunci te duci tu frumos la serviciu, cum făceau băieții nemții în 1923, iei banul cu roaba, cu cash și fugi să cumperi ceva, orice. De ce? Pentru că ceva ăla își pierde din valoare mai încet decât banii. Da. Și dintr-o dată banul nu mai este bunul cel mai lichid și aia devine o economie în care nu se mai poate trăi. Mă rog, se poate trăi, dar foarte încet, schimburile sunt greoaie. Dacă cu te oprești la o țigare, s-au dus 10% din... E apropo de povestea aia cu Venezuela, da, la care s-au ajuns. Deci, vreau să-i zic acum lui Costel că poate e mai ieftin să faci țigările cu foița de la bani decât cu foaia de hârtie, că aia se devalorizează mai repede. Se devalorizează mai repede decât ce o fumezi, da? Dar exact ca povestea cu Venezuela. Era mai ieftin în Venezuela să te ștergi la fund cu banii decât să cumperi hârtie igienică. Eu nu știu ce au rezolvat. Voiam să zic o chestie de store of value. Deci oamenii simt, dacă îi întreb pe toți, nu numai din definiția corectă a banilor, că sunt fungibili, lichizi și store of value. Deci dacă ne uităm astăzi că banii nu sunt o păstrare a valorii, încă nu mai sunt bani. Asta un simulacru, sunt altceva. Știi când zice banii cu tare, îți păstrezi banii în așa? Nu că își pierd valoare. Păi deci nu mai sunt bani. În rest, pot spune ca mijloc, uite și Woods făcea precizarea. Asta nu sunt hard money. Sunt. Easy money. Totul sunt mijloc general de schimb. Tu nu poți folosești altceva. Da, nu. Dar apropo de optimismul ăsta, deci dacă tu erai optimist, privire la viitor, nu cheltuiești, nu? Exact. Că poate cumperi viitor mai ieftin sau ce? Își păstrează... Sau poate ai nevoie de ei. Dacă știi că se păstrează, îi ții. În limbajul economiștilor actuali, pe lângă inflație, mai este un lucru de care îi se tem. Așteptările pe care le au oamenii în privința inflației. Deci este un indicator pe care ei le au foarte... Păi da, exact asta e. Că dacă cumva... au așteptările greșite, nu le iese s-a rupt, s-a rupt tot jocul. S-a spus la joc, s-a strigat Robingo. S-a stricat magia. Dar pe lângă stat, mai există un lucru pe lumea asta care creează inflație cu rădăcini tot în fiatul ăsta al statului, anume creditul pe care îl fac oamenii obișnuiți de la băncile comerciale pe baza rezervelor fracționale. În momentul în care băncile centrale setează o anumită dobândă de referință, deci un preț al banilor, acest lucru nu este pe piața liberă. Și deseori, de exemplu, după 2008-2009, toate băncile centrale au căzut aproape de zero acest preț al banilor și oamenii pur și simplu făceau credit, da? Alergau după bunuri, televizoare, case și mai departe, cu niște hârtii care aveau un preț foarte, foarte mic. Și atunci, având la dispoziție, da, o masă monetară enorm de mare, făcută nu de stat în momentul ăsta, ci de oamenii obișnuiți, de bănci. Nu de stat, dar de bănci. Garantată de Evanghelie. Mă rog, influențată, da. Nu e făcută de oamenii obișnuiți. Da, nu e făcută de bănci. Da? Că dacă... Poți să deși așa, da, dar este că... Pe piața liberă ar fugi. Oamenii poate să zică, dom'le, nu fac. E zero, mi se pare ceva funny și atunci nu mai iau niciun credit. Sau de genul. Da, dar pentru asta ar trebui să-și bată capul cu sistemul, să înțeleagă, stai, că ceva e fals aici,
Nu ideea este că este ăștia indusă în populație o anumită... E o înșelătorie. O înșelătorie, da. Okay. O anumită perspectivă asupra modului de a cheltui bani. Dacă vreți mai multe detalii despre ceea ce povestește Gabi acum, tot așa găsiți la noi pe canal, puneți mâna și căutați, nu vă mai dau mură în gură, puneți mâna și căutați, în seria despre etica libertății este capitolul împotriva socialismului monetar. Și acolo avem o porțiune despre banii marfă și despre cum se generează inflația și despre efectul scăderii dobânzii de referință asupra inflației. Pentru că, în cazul respectiv pe care l-a menționat Gabi un pic mai devreme, tot asta s-a întâmplat, dacă stai să te gândești. Peste noapte, banii au devenit ieftini. Peste noapte, banii au devenit ieftini. Populația n-a înțeles de ce, dar atunci când banii sunt ieftini, e normal să tragi. Are puțin sens, mă rog, dacă gândești pe termen nu foarte lung. Dar are sens, e un semnal că trebuie să tragi din consumul din viitor în prezent. Fie în mod normal ar trebui să faci asta ca să faci niște investiții. Dar nu toți oamenii sunt capabili să facă investiții și așa că foarte mulți au tras pentru consum. Dintr-o dată mărindu-se consumul peste noapte ca rezultat al banilor care au apărut în economie peste noapte, ce să vezi, inflație la fel ca în 1500, când au venit aia cu aurul. La fel. Uite, nu intrăm acum pentru că e în episodul ăla, dar de amintit că noi am tras cu puștile în Banca Centrală. Dar există și un mecanism care este sub ce am povestit noi, care băncile comerciale prin rezervă fracționară inventează. Când cineva cere bani, nu-i scoate din cufere, ci pur și simplu inventează. Crește masa, mă rog, așteptată de bani. Și argumentul e același din cauza că cum pot ei să facă chestia asta? Păi la sub umbra Băncii Naționale și reglementărilor din fiecare țară, care zic, oameni buni, stați liniștiți, noi veghem la chestia asta, nu vă bateți capul. Și și cum ne și imaginăm, oamenii nu întreabă, mă, da, ăștia-s bani adevărați, dacă întrebe oamenii pe stradă, poți să zic că normal când unul își pune economiile și când eu iau un credit, iau economiile alea. Asta e așteptarea oamenilor. Oamenii nu știu despre fracționară din cauza că nu trebuie să știe. Uite, pe o piață liberă el vede că nu mai valorează banii lui. Sunt mai buni banii de la vecini, știi? Yes. Ideea e că în asta, cartelul ăsta, dar n-ai voie să... N-ai chestia asta, n-ai mecanismul ăsta de spargere. Te duci la o bancă cu bani grei și să... Așa cum pui, uite, când faci chiria, în euro îmi dai, nu-mi dai în lei, știi? E ceva similar, deci nu trebuie să înțelegi tu rezervă fracționare, știi că euro... prezervă valoare mai. Dacă înțelegi, asta apropo, că mereu aud tot felul de nostalgici comuniști și așa, dacă înțelegi de ce chiria e în euro, abonamentele la telefonia mobilă sunt în euro, abonamentele la HBO și la alte chestii, servicii de streaming sunt în euro, dacă înțelegi toate chestiile astea, da? Fă un efort de gândire că ai aflat răspunsul pentru care nu avem multe industrie în România. Nu e că au vândut-o ăștia la fier vechi. E că industria cu capital autohton ar trebui să se formeze pe lei. Da? Dar dacă înțelegi de ce toate facturile sunt în euro, de care am vorbit mai devreme, o să înțelegi de ce nu poate să formeze pe lei capitalul autohton. Nu s-a format capitalul autohton, n-ai nici industria autohtonă. Cine a sărăcit țara? Nu austriecii sau ăștia că le-au cumpărat. Nu. BNR-ul. BNR-ul cu politica financiară. Trebuie să zic și pe asta. Deci acum cât a fost inflația asta, creșterea asta fulminantă a masei monetare în ultimii 2-3 ani? Despre care sperăm că s-a oprit. Da, sperăm că s-a exact. Sperăm, nu știu, nu prezicem mai departe cum am prezis acum un an prețurile. Bine, am putea să ne... Sperăm că s-a oprit. Miroase ca și cum s-ar fi oprit.
Deși anul 3 rânduri de alegeri. Oh my God, no. Dar cresc ăștia taxele. Adică măcar asta îmi dă speranță, faptul că cresc taxele. Dar ce vreau să zic era că, apropo de contractele în euro, dacă te uiți la euro, paritatea între euro și leu a crescut așa grav. De unde? Pe cale de consecință logică. Înțelegem că a fost cam aceeași inflație și la euro. Adică oamenii au contracte în euro, zic, doamne, să fim acoperiți. Ăștia pot să facă ce vor cu lei. Păi da, a fost aproape aceeași inflație exact. În ultimii 2 ani. Yes. Da, păi la despre inflația asta vorbim acum, nu despre alta. Așa euro era mai, deci poziția lui de Soto pro euro, tocmai asta e, domne. O fi cum, da, dacă pe setea azi mai bine. O să-ți dai seama de inflație, poate dacă te uiți la prețul, la în nominal, da, în cifre, la aur. Cu toate că aurul nu e o monedă și mulți se mai joacă cu el, el se plimbă mai sus, mai jos, nu e complet evident ce face, nu e un index așa pe care l-ar înțelege lumea, uitați linia curată. Dar dacă te uiți cât era în 2019, era, nu mai știu cât era, în lei, 150 când de lei gramul. Astăzi, da, hai să vedem, nu știu despre aur. Dar uite, euro în sine, pot să zic și cât era gramul de aur pe 8 noiembrie 2019, da? Mm. Dar mai întâi, euro era 4,7, da. Nu 4,9. Okay. Ok, n-a crescut foarte mult, dar diferența e diferența dintre ei, de-asta la noi e cam 100%, în exterior e cam 80-85%. Mărirea prețurilor față de 2019. Aur era 203 gramul de aur. 200. 203. Acum cât e? 295. 203 lei. 203 lei. Gramul. Și astăzi este 293. 90 de lei. A fost și peste 300. Nu înțeles bine argumentul ăsta credit cu buletinul. Cum adică au ajutat și ei? Pentru că în momentul în care să zicem au creat cerere. Deci astăzi statul sau banca centrală spune domnilor dobânda de referință este 0%, băncile comerciale nu au voie să crească până o dobândă mai mare de 0,2%. Și așa o voi menține 50 de ani acum încolo. A doua zi, să zicem, toată lumea se repede, se împrumută cu 800 de milioane de fiecare. Ce se va întâmpla cu prețurile produselor din societate? 90 milioane de români. Crește masa monetară. E o altă metodă de a crește masa monetară din mâna populației. De aia contează sentimentul. Povește, deci, dacă n-ai avea rezerve fracționare, băncile... Așa, credite de consum. Da. Deci, pur și simplu, poate să fie și... Da, e tot un drag. Că îi dai la unul schele și cu... Exact. Exactly. Da. Pentru că nu e calea asta de a statului, știi, care se îndatorează și zice că e un super credit worth. E... Bine, tot prin intervenția statului e că el îți dă în cap ratei dobânzii de referință. Adică statul știe ce face când dă în cap ratei dobânzii de referință. Știe ce o să producă. E pe piață liberă, de exemplu, când prețul banilor fluctuează, da, să zicem că fluctuează între 7 și 11%, când e 7%, lumea se împrumută mai mult. Când e 11%, lumea începe să dea înapoi bani și să se împrumute mai puțin. Dar n-ar avea bani pe piața liberă? Asta e răspunsul? N-ar avea credite așa de data iurea? Deci, pe o piață liberă în Ancapistan, cineva se va reține de la consumul televizorului, va economisi, va depune bani într-o bancă, altul care va vrea să se împrumute, să cumpere acel televizor, se va duce deci. Nu poți să creezi bani din nimic, să mărești masa monetară în Ancapistan. Aici pur și simplu, din nimic, banii la băncile comerciale se creează din nimic. Nu sunt banii economisiți de populație. Da? Așa au amândoi credit, televizor. Cum să nu, da? Nu, și mai ai două variante.
Mai e o variantă, trecem extrem de rapid peste ea, că ai putea să ai niște super investiții într-o zonă geografică și să ai un flux de bani și să-ți creeze, vezi, doamne, inflație, numai că banii aia, la un moment dat, trebuie să... E ca și cum ar fi taxare, dar nu-i taxare. Dar omul ăla investește, aduce bani aici, dă salarii, nu știu ce, și în zona aia sunt mulți bani. Dar la un moment dat, banii aia trebuie să se întoarcă ca să acopere investiția, ca să nu știu ce. După aia cad. Deci e ca și cum ar fi, nu sunt puțini cartofi și crește prețul, ci sunt mulți bani și e o inflație, o creștere a prețurilor. Dar e temporară, chit că-i poate pe un termen mai lung. E ca aurul ăla cu navele, cu vatele? Da, bine, să zici că aurul a rămas. Vine un gorj cu miliarde și... Da, exact, da. Așa, și a doua chestie este, că am mai vorbit noi, în Ancapistan ai putea să ai o creștere a masei, pentru că cine să te oblige să ai o singură masă monetară, da? Și când o să produci ceva și lumea o să zică, n-am bani să-ți dau pe alea, o să apară practic noi bani. O să zică cineva, n-ai aur să-mi dai pe astea, da, dar eu vreau să ți le dau, o mai oferă-mi altceva. Și o să-i ofere argint, să zicem. Ah, ok, hai că accept și argint. Și atunci, să ne imaginăm, ar intra abia atunci în piață argintul ca extra... Eu cred că avantajul e că fugi de alea... Da, vreau să zic că nu te obligă nimeni. Nu ai, deci acum te obligă statul să folosești numai lei și face ce vrea cu asta. Și pe vremuri când aveai aur, nu prea te obliga statul, dar era o chestie, toată lumea respecta aurul. Să zicem că într-o lume foarte liberă, unii ar zice, păi n-am aur. Bine, dar ce ai? Ai Bitcoin, ai... Dă-mi altceva. Ideea e că toată, cum să zicem, completitudinea mărfurilor și serviciilor de pe lume nu sunt exprimate real azi într-o singură monedă, chit că global ar fi în majoritate aur, dar mai fi marginal și alte chestii, care aia nu se tranzacționează în aur și practic ai monede noi, poți să crești masa generală monetară, numai că crește natural, după producție, după cerere, după ofertă, nu ți-o manipulează cineva. Ok, ar fi, poate ar fi niște oameni care ar încerca să facă niște înșelătorii, dar din nou, ca orice conflicte între agenții mici, poate ar exista, dar ar fi scurte și de intensitate mică și n-ai avea crize din astea sistemice. Și... Da, exact. Și se corectează mai ușor. Bun. Yes. Mai aduce Mises vorba în interiorul acestui capitol despre conceptul de salariu nominal și salariu real. Și are legătură cu ce am vorbit noi la început, cu puterea de cumpărare. Da? Salariul nominal este ce scrie pe fluturaș, da? Cifre într-un cont. Salariul real este câtă Coca-Cola poți cumpere de el. Puterea de cumpărare. Puterea de cumpărare, de care am vorbit mai devreme. Da? Povestește Mises aici situația Angliei de după primul război mondial. În timpul războiului, în timpul primului război mondial, absolut toate țările implicate în conflict au renunțat la paritatea cu aurul. Înainte de primul război, toate monedele erau legate de aur. Da? În timpul războiului, ca să-și plătească soldații și cheltuielile de război, au renunțat și au făcut paper money. După război, au revenit la... tranzacționarea aurului în moneda respectivă a națiunii. Vorbim aici de regatul, de Imperiu Britanic, da? Numai că au făcut o mică eroare. Că, na, era 1916, din nou, economia încă nu era bine pusă la punct, da? Au revenit la paritatea la care erau înainte de război. Dar ei tipăriseră multe lire în timpul ăsta cât nu aveau treabă cu aurul, da? Și echivalentul mișcării a fost ca și cum, dintr-o dată a apărut aur. Mult aur.
Iarăși înapoi la povestea cu navele, da? Exact același lucru s-a întâmplat și atunci. Mises spune că soluția în sine ar fi reprezentat-o scăderea salariilor. Scăderea salariilor nominale peste noapte ale tuturor oamenilor, astfel încât salariile reale să rămână la fel. Și atunci, dintr-o dată, ar fi fost ok. Dintr-o dată, totul ar fi fost ok, pentru că tu, practic, scoteai din circulație și eventual puteai să duci să arzi sau... Ideea era să scoți atunci, pe loc, din circulație cantitatea aia de bani pe care ai creat-o din greșeală. Mă rog, din greșeală, din prostie. Ok. Da? Așa. În greșeală că nici n-au avut intenția, știi, să o creeze. Adică nu și-au dat seama că o creează. Bun. Dar nu s-a putut întâmpla chestia asta. De ce? Pentru că mi se spune pe apăruseră deja sindicatele. Și sindicatele stăteau cu ochiul pe salariu. Cum să scadă salariu? Păi dar cum? Ce salariu? Cum să scadă salariu? Nu contează ce motive puteau să existe, să tranșeze interesul național și alte nebunii din astea care îi mișcă foarte mult pe socialiști, mai puțin când e vorba de punguța lor. Bun. Și atunci, ce a ales guvernul englez și o grămadă de alte guverne care s-au trezit în aceeași problemă după primul război? Să devalueze moneda. Ce înseamnă să devalueze moneda? Să zică, păi, cumpără mai... Deci dacă înainte o liră, să zicem, cumpăra un gram de aur, cumpără mai puțin de un gram de aur acum o liră. Deci să schimbe rata de schimb cu aurul, să o tragă în jos. Putea să fac chestia asta? Putea. De ce? Pentru că rata de schimb efectivă era, de fapt, pusă prin decret. Adică era o chestie pe care o stabilea statul. De asta a putut să o și suspende la un moment dat. Da. Ce însemnau banii, aici intrăm într-un detaliu, ce însemnau banii care se preschimbau în aur, însemnau că dacă tu te duci la bancă, era o garanție din partea guvernului, că dacă tu te duci la bancă cu atâtea lire, îți dă banca, dacă tu spui vreau să-i schimb pe aur, banca putea să-ți dea aurul ăla pe care valorau lirele, de asta avea o rată de schimb. Și s-au apucat să umble aici, practic. Nu scoteau banii din economie, dar scoteau aurul din economie. Da? Fals. Aurul ăla fals. Da. Da? Dar ce să vezi, sindicatele s-au prins că normal scădea puterea de cumpărare în felul ăsta. Da? Sindicatele s-au prins și a apărut o regulă care ne bântuie și până astăzi, despre care vorbește Mises aici, indexarea. Să se indexeze salariul cu rata inflației. Și la revedere. N-ar fi nimic special rău, doar că nu rezolvă nimic. Adică ce vreau eu să zic ca o concluzie la episodul ăsta cu inflația este că pare așa că, păi se indexăm. Dacă toată lumea se prinde și indexează la timp, crește aia, dar creștem și noi, puterea de cumpărare, easy, so fix. Dar problema mea este că indexarea este doar, tratează simptomul, e ca și cum ai tratat doar febra. Nu, argumentul lor e că e fezabilă politic. Ah, da. Dacă le tai salariile, uite, avem doi consilieri, Mize și Keynes, se zice taie-le salariile. Și Keynes zice, nu pot să fac asta. Dacă eu să fac asta, trebuie să ai în vedere și climatul ideologic. Ori comunismul ne paște, ori nazismul. Se revoltă lumea, se... Hai să-l tăiem așa. Mises zice, păi da, nici măcar asta nu poți. Tăierea aia din cererea aia indexarea și... Deci nu ești atât de fezabil. Mai este o... E o problemă și un revers al acestor bani fiat. Deci de ce ei vor inflație? Pentru că fără inflație, și simplu sistemul ăsta monetar modern s-ar prăbușni. Nu e banii. Sistemul monetar care s-ar prăbuși toată economia, tot sistemul economia, în sine. Tot sistemul, da. Da? Deci banii... Nu mai ai bani să plătești soldații, în primul rând. Da, lasă asta.
Să zicem că suntem într-o... Nu știu dacă nu e asta prima problemă pe lista politicienilor. Da. Banii sunt datorie la ora actuală. Deci nu reprezintă, au reprezintă datorie. În momentul în care cineva începe să-și, toată lumea începe să-și plătească datoriile la bănci, cantitatea de bani din economie începe să dispară. Da? Hai să zicem, noi, de oameni mici, din plătim... economie dispare. Practic, banii se întorc, vezi, Doamne, în scriptele băncii, dar nu se mai înrulează. Da. Când se întorc în scriptele băncii, sunt pur și simplu arși, dispar. Dacă se închide creditul dinainte. Se închide creditul. Deci. Poate oamenii obișnuiți care și-au luat televizor plătesc datoriile, nu mai fac unele noi. Pe aia sunt, zicem, mogulii industriali, pana mea, care își fac cartiere întregi rezidențiale și așa mai departe, și plătesc și ea datoriile. Dispare o cantitate și mai mare de bani. Pentru economia modernă, ați achita datoriile, deci dacă acum nu mai există, peste 3 ani, nu mai există datorie, nimeni nu mai are datorii la bănci, băncile comerciale mă refer, nu mă refer la stat. S-ar terminat. Deci, majoritatea banilor, asta reprezintă și asta... Efectul este pur și simplu o prăbușire a întregului sistem economic. Și de ce? Și fii atent, de ce e o prăbușire? Din cauza că nu cazi pe nimic înapoi. Să zici da. Că ai atâta aur, inventezi mulți bani, să faci înșelare, dar după aia îi tragi înapoi. Dar nu cazi pe niște aur care rămâne prin economie, ci cazi pe nimic. Pe nimic, da. Exact. Probabil că dacă, să zicem, statul se prinde în timp, o să înceapă el să se datoreze în... lipsa faptului că mediul privat nu se mai investiții datorează. Investiții. Mai mult decât o face azi? Mai mult. Asta este. Oricum s-a ajuns la cifre din astea. Aia, în America, a 3-4 luni, un trilion datorie. Da, eu spuneam exact asta, ziceam și eu mai devreme, că noi nu ne dăm seama cât de mult din lumea din jurul nostru e influențată de faptul ăsta. Nu atât de datoria privată cât de datoria publică. Că mi se pare că dacă s-au făcut niște calcule, datoria privată e un nimic pe lângă aia publică. Nu. Mai mare. Datoria privată. Datoria privată, da. Adică în America datoria privată e mai mare. Corporații... Da. Și cine? Fact checking. Unde se duc banii aia? Unde... Cine are din casa banii aia? Cine i-a dat? Dacă toată lumea e datoare? Dacă toată lumea e datoare. Gândești... Ai putea să-ți imaginezi că tu mi-ești dator, dar pune mâna și plătește. La un moment dat unul zice, stai că n-am banii și de fapt... Ca să te miri. Așa îi zice, păi plătesc că plătim toți datoriile. Bine, problema este că cineva a emis banii aia din nimic. El îi așteaptă înapoi fără să fi făcut nimic. Să ne facem check-ul și după aia să ne verificăm. Cu datoria privată și... Da. Sau poate nu știu, o să ne verifice mai la sânge dacă nu reușim noi acum în timp util. Nu, aici mi-a zis, are o dată ușoară. Ce este inflația, chestia cu scăderea puterii de cumpărare, efectul la... El a vorbit în Argentina despre inflație și dacă putea să prezică 2023, băieți, o să aveți o inflație. Da, și atunci aveau. Păi nu putea să prezică, asta e că trebuie întâi să vezi câți bani sunt pompați și după aia poți să spui cam cu cât o să crească prețurile. Ai dreptate. Bă, deci în 2019, așa. Dar vezi, asta e 2019. Este cât de cât comparabilă sau variantă. E un ordin mai mare? Nu, e foarte comparabilă, era 148 de... era 31 de miliarde, citeam procentul din GDP în loc de bani. Deci era 31 de mii de miliarde, datoria privată și 21 de mii de miliarde datoria publică.
Dar bă, știu că a mai crescut plafonul de îndatorare de vreo două ori de atunci pe datoria publică. Că americani. Acum tu zici doar de americani. Și aici crescut. Vorbesc doar de americani. Dacă da, adunăm restul lumii, nu știu dacă este, e la fel. Nu, în tot vestul occidental, în tot occidentul, nu cred că este la fel și o să spun de ce nu cred că este la fel, pentru că sunt țări care au mult mai mare procent de îndatorirare față de GDP în Europa, fiindcă mai era din trecut. Știi? Avem Spania, avem Italia, avem țări de genul ăsta unde nu cred că e la, nu cred că avem aceleași statistici. Oricum, e comparabil. Dar sunt de acord, am greșit, e cel puțin comparabil. Da. Pentru că minunea rezervei fracționare, da? Asta este cea care generează această datorie și această inflație privată, să zicem. Da, era interesant că era împărțită cam, asta datoria privată, era împărțită cam jumătate între datorie persoane fizice și datorie corporației și entități. Da, dar în teoria crizelor, aia nu e privată, nu e datorie. Ba da. Aia când fac case. Da, exact. Aia nu e datorie publică. Nu e datorie. Statul doar îți dă, da, mă rog, îți bagă și stai. Depinde, la prima casă, dacă îți dă bani, ce îți face? Spune la garanție. La prima casă, da, îți dă un fel de o setare a dobândei, nu este de piață liberă și asigură banca că nu va pierde banii. Deci, în momentul când obligă banca, domne, fii cu 5% asistatului social, că deci în caz doar, că nu mai plătește... E doar subvenție, da, nu e datorie fel... publică, e doar subvenție. Ea s-ar transforma dacă tu faci default. Da. Da. Sunt foarte bine, sună ca un unchi din ăsta dibace așa. Și lasă-mă că mă ocup eu. Vorbesc cu ăla, nu-ți dă dobândă aiurea. Și dacă e ceva, te ajut. Sună super. Bun. N-aia. Asta e? Da. Mai citești și voi, dacă nu, dacă ne-a lipsit ceva. Ne-am mai învățat, dar mesajul Mises erau simple. Efectul la Cantillon redistributiv, definiția inflație, nu intră. E o chestie introductivă, prelegere de popularizare. Mises altfel, na, dacă vrei să te doară capul, e teza lui de doctorat, teoria banilor și a creditului. Asta e. Ok. Pentru Gabi Munteanu, Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Ne-am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Scrieți-ne jos în comentarii dacă vă plac emisiunile astea mai scurte sau vreți să revenim la formatul obișnuit. Până una alta, vă aduc aminte, guvern te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.